Anul 2015 vine cu vești bune pentru turiștii care vor dori să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc. Vestea că TVA-ul va fi redus de la 24% la 9% la serviciile turistice i-a făcut pe hotelieri să regândească ofertele pentru anul viitor. Diferența rezultată ca urmare a reducerii cotei TVA pentru serviciile all-inclusiv va fi investită pentru creșterea calității meselor, gustări suplimentare și alte servicii care până acum erau disponibile numai la anumite oferte. Dacă înainte, să zicem, de 2000 de ron achiziționa un pachet cu cazare, mic dejun și prânz, adică un demi-pensiune, o half board, da? Acum va mai putea avea inclus un spa, un serviciu de babysitting pentru copii, entertainment, poate ser speciale. Deci asta va face acest TVA, ne va permite să fim competitivi cu pachete similare care se practică de ani de zile la nivel internațional. Hotelierii spun că nu se gândesc la reduceri de preț, dar că oaspeților vor primi mai mult pentru aceiași bani. Unii hotelieri intenționează să extindă zona de all-inclusiv și pentru lunile iunie și septembrie, atunci când la mare vin și oameni cu venituri modeste. Pe zona de iunie și septembrie, tariful este undeva la 260 de ron de familie cu facilitățile pentru copii, deci repet, la all-inclusiv. Sigur că venim în plus cu câteva locuri de joacă și ce este senzațional, spunem noi, la anul începând cu 1 mai în acest resort veți găsi unul dintre cele mai moderne centre de sănătate din România, cu piscine adecvate, cu tot ce înseamnă ultramodern, deci un aquatronic, ceea ce considerăm noi că în România nu există. Lucrăm la el acum, va fi inclus în pachetul turistic. Hotelierii care până acum ofereau pachete all-inclusiv spun că vor trece de acum la pachete ultra all-inclusiv. Vorbim de minibar inclus în preț din cameră, vorbim de turiști care vor primi pe lângă mesele clasice, mic dejun, prânz și cină, în sistem bufet, tot în sistem bufet și gustări substanțiale între cele trei mese. Vorbim de beach bar pentru turiștii care achizează un pachet cu masă, oricare ar fi el. Vara viitoare, un pachet ultra all-inclusiv va costa 1600 de lei pentru 6 nopți de cazare de persoană.